Am dus de Sfântul Ion să fac o vizită domnului Maria Popescu, o veche prietenă. Era ziua onomastică a unicului său fiu, Ionel Popescu. N-am vrut să merg cu mâna goală și am dus becerul o minge mare și elastică. Cadoul a făcut mare plăcere a micii mele și fiului ei, care m-a întâmpinat îmbrăcat în uniformă militară. În timp ce vorbeam cu doamna Popescu, am auzit dintr-o dată o voce prăbușită de femeie bătrână. Ionel, nu se astâmpără! Ionel, vină la mama! Micul militar apare cu sabia scoasă în fața mamei. Mama îl ia în brațe și îl sărută. Ionel se duce într-un colț al salonului, de unde ia trâmbița și toba. Atârnă toba de gât și începe să bată cu o mână și se suflă în trâmbiță. Mă dincolo, mamă, îți faci urechile dumneale. Nu e frumos când sunt musafir. Ionel gândrește toba și trâmbița cât colo și începe să comandă. Înainte, marș! Cu sabia scoasă începe să atace tot ce întâlnește în cale. Madame Popescu se repede să observeze pe servitoarea care aducea tava cu dulceață și cafele. Mama primește o lovitură de spadă în obraz. Bine ziua, să-mi scoți ochiul, sărută-mă să-mi treacă și să te iert. Copilul sare de gât în mame și o sărută, apoi se repede la dulceață și se iese cu chesteaua în vestibul. După un timp, se întoarce cu chesteaua goală. Mi-am pus roșoane și pantalonul și am plecat. Când am ajuns acasă, am înțeles de ce băiatul ieșise cu chesteaua în vestibul, ca să-mi toarne dulceața în șoșoane.